și prieteni, am revenit, domnule primar, știți cum e? Eu sunt precum copilul care înțelege mai greu, vă să, rog să nu zâmbiți așa, dar că, care ar fi indemnizația consilierilor? Așa, în lei, repet, nu în mai spus o dată, nu este niciun secret să știți că atât salarul primarului, cât și indemnizația consilierilor, sunt publice, sunt plece, doamnă. Da. Bun, nu știu dacă știți chiar așa de bine salarul meu, pentru faptul că eu uh, sunt uh, implicat în ceea ce se numesc proiectele europene și să știți că primesc 25% -a știu. și din proiectele europene. Și mai primește bani. Dar pe meritul meu, pentru faptul că eu am patru proiecte europene care sunt în derulare și patru guvernamentale. Dar depășesc lucrul acesta. Deci indemnizația unui consilier la Doftean este de 609 lei. 6 milioane Net. lei 6, vechi. Mi... Da, da. Ca să știu primesc eu. în mânuță banii aceștia. Net. Așa. Cât era înainte, înainte de mărire? Înainte de mărire, deci acum li s-a dublat. În baza legea 150 de deci s-a dublat. Puțin. Da. 3 milioane probabil Doamna, și Doamnă, știți că... ce se întâmplă? Chiar pe mine personal nu mă deranjează că ia banii ăștia. Dar dumnealor ar trebui să facă altceva. Să-și pună în valoare platforma program care a ieșit în fața cetățeanului din Dofteana și eu spus așa, te rog să mă votezi pentru că eu voi face asta în Dofteana. Bun, le numerotez. Te-ai dus la cetățean la poartă cu 10 puncte, da? Mai frate, dar măcar am Jumătate din ele realizate vin în fața Consiliului Local și spun de unde voi lua sursa de finanțare, cu documente concrete, și atunci vin cu un proiect de hotărâre. Inițiez un proiect de hotărâre. M-am uitat în ordinea de zi. Astăzi, și am văzut referat, în întocmit de consilier, acolo unde ați văzut și a spus dumneavoastră zidul acesta puternic făcut da, acolo, da, da. vine un consilier și depune un referat, eu l-am studiat chiar astăzi și scrie în felul următor acolo domnule vă rugăm să puneți în bugetul anului 2020 extinderea rețelei de iluminat public pe acel drum, strada viilor care dacă noi am făcut asfaltul noi am consolidat malul acolo și are aproape 7 800 de metri nu e nici măcar un bec, dacă acum am construit nou, deși să-i extindem Ei, acel consilieri care au trecut pe acolo. Nu îi dau numele, dar cine vine la ședința Consiliului Local o să audă. Nu îi dau numele, dar în schimb o trecut consilierul pe acolo și o sta de vorbă cu cetățeanul. domnule, eu ies pe poartă, n-am ieșit pe poarta mea din 2005, ați văzut ce spune, la 2007. 12 ani așa. Sunt. Acum mi-ai făcut asfalt. Pune și un bec la poartă. Corect. Nu? La noi se umblă cu ursul, se umblă cu mascatul. Noaptea e întuneric. Da, da, da are da. copii care se duc la școală. Așa e. Are animale care le scoate, le duce la apă, în părâu sau unde le duce dumnealor. -o sălbăticiune. Deci despre asta este vorba Spirit de inițiativă Și atenție distributivă da, Asta aici, trebuie da. să aibă dacă este consilier Repet lucrurile acestea Să-și pună în manoperă și în valoare Ceea ce a promis Cetățeanului din Dofteana Nu numai faptul că ieși în campanie electorală Cu brațul de ziare cu brațul de poze și arăți că primarul nu a făcut aia și o a făcut și nu a făcut bine sau nu a făcut nimic sau știu eu ce alte aberații și minciuni. După ce s-a văzut pe un scaun călduț, mințind oamenii, s-a văzut pe un scaun călduț, știi, eu 6 milioane de acum 4 ani, vine pe an așa vă 50 de milioane, 60 de milioane, băi, stau destul de bine. Nu? Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Da, într-adevăr, lucrurile trebuie lămurite aici, din acest punct de vedere, și consilierii au, au drepturi, corect, dar au și obligații. Da, și ceea ce spunea uh, antivorbitorul sau domnul uh, Marian. Marian a așa, întrebat, domnul Marian. Ce spune dumnealui, da, nu am posibilitatea legală, în baza legii 215 și nici în baza codului administrativ, să-i diminuez din acea indemnizație. Când mă întreabă oameni pe stradă, de ce nu-i tai domnule indemnizația dacă el nu face nimic? I-am spus de atâtea ori să-mi schimbe becul, i-am spus de atâtea ori să facă o canalizare, i-am spus de atâtea ori, domnule, adu pe cei ajutor social să disfundăm șanțul acesta, i-am spus de atâtea ori să fie curat în partea sau să a întâmplat ceva. Nu, da. nu. Deci am consilier care în situația în care au auzit sirena Uh, mașini, autospeciale de pompieri, că s-a întâmplat un incendiu, au plecat cu ce este îmbrăcat pe el, zi noapte, și se duce acolo să ajute oamenii. Corect. Da. Am și consilieri care sunt din opoziție, care ies numai în luna iunie, în luna mai când e campania electorală, atunci să arate ei oamenilor dacă au venit inundații să se întâmple cea că îi disfund un șanț. Și lucrurile astea se poate proba și aș vrea cu mare atenție să uite cetățeanul pe cine o aleg și pe cine trimis în Consiliul Local. Uh, doamnele se pare că sunt la putere și sunt foarte vigilente, domnule primar Doamna Camelia zice în felul următor Bună seara, domnule primar, pentru siguranța elevilor Cum ați putea rezolva problemă cu limitatoare de viteză din centrul comunei până la mănăstire? Vedeți, domnule primar, că s-a asfaltat drumul Da, uh, mulțumesc lui doamna Camelia, probabil doamna care este și cadrul didactic o doamnă care într-adevăr se ocupă și își face treaba, o cunosc dacă este domnea ei, așa. Doamna Camelea Mafte. Camelia Maftei, da, să rămână doamnă. Deci ce se întâmplă? Acel drum pe care îi spune doamna este DG116D, care face legătura din centrul localității Dofteana până la parcul dendrologic. Anul acesta l-am asfaltat, având foarte multe dâmburi, având foarte multe găuri. Ce se întâmplă cu acest drum? Acest drum se află în administrarea Consiliului Județean Bacău. Eu personal m-am dus la președintele Consiliului Județean și, cum să spun, spunem noi românii, am făcut lobby. Domnule, haideți să asfaltăm drumul acesta, este în administrarea dumneavoastră și are 44 de găuri, de la Parcul Dendrologic până în centrul localității. Am întocmit și un referat cu poze și l-am trimis drept probatoriu. Poate domnilor de la județ vin mai rar pe acolo. Dar oamenii Bun. circulă în fiecare Nu m-am lăsat până nu mi s-au aprobat. Dumnezeu spune așa, domnule, dar nu ai putea să-l lași, nu poți să mai mergi cum o mers până acum, să-l lași până în 2020? Și am spus nu. 2020 facem altceva. În 2019 îl facem pe asta, că este necesar. Și s-a tornat un strat de asfalt de 6 cm. În ciuda unor care eu zi, o mai degrabă luam asfaltul și o duceam în altă parte. Când vă spun așa cu o zis așa că e unul, este vorba de 1%, 1-2 oameni. Dar acum el este cum e masa. Perfect. Am luat în considerare faptul că din bazinul de exploatare forestieră de pe Dofteana se transportă anual mii de metri cub de material lemnos. Nu aș putea să vă spun altceva. Nu se transportă ilegal. Nu. Se exploatează în regim silvic, se transportă Foarte în regulă. Sigur, nu se să pune problema. La noi nu au fost situații de retrocedori sau alte fapte infracționale. Dar în schimb am spus, 44 de găuri la anul pot să facă 80. Sau să se Să strică, da. Am asfaltat acest drum. Voi face toate demersurile necesare care îmi stă în putință la Consiliul Județean în anul 2020 să pună aceste limitatoare de viteză. Limitatoare de viteză, noi le mai spunem niște morți din aia în care dumnealor trebuie să reducă viteza. Dar o mașină cu 40 de metri cub de material, nu încarcă chiar 40, dar depășești de multe ori 40 de tone. Mi-e greu să cred faptul că va frâna la acele dâmburi. Noi, administrația publică locală, în fiecare zi, la orele 11.30 până la ora 12.00, 30, în fața școlii Scala Loghen Am văzut. este un polițist local care dirigează circulația, care dirigează cele microbuze școlare să poată să iasă din curtea școlii în siguranță copiii. Doamna are perfectă dreptate. Vă promit că voi face toate demersurile legal constituite de lege pentru a-mi permite dacă dumnealor nu pot pune -o acele limitatoare să putem să circulăm în condiții bune de trafic și de drum Copiii noștri și noi să fim în siguranță când circulăm pe drum Doamna Elena, cred că tot cadrul didactic este Dar mergem mai departe Sunt foarte atente la detalii, doamnele Doamne primar, când estimați definitivarea asfaltării drumului de pe Valea Lărge Cât și a podului Felicitări pentru tot ceea ce faceți Și Dumnezeu să vă dea sănătate pentru a duce totul la bun sfârșit Am zis ok, atentă la detalii Da știți că e o vorbă, lumea mă urmărește că, clar da, oriunde, nu numai la uh, postul dumneavoastră televiziune, pentru că și eu uh, îi iubesc pe cetățenii din localitate și bănuiesc faptul că majoritatea dintre dumnealor uh, reciproc ne, uh, ne simpatizăm și ne respectăm ce se întâmplă? Acest drum care face legătura din DN12A și până la bariera silvică Cantonul Silvic de pe Larga, care are o lungime de 3,4 km, are în componența sa două poduri. Unul dintre poduri este acela de la Gheorghe Guțeș, cum spunem noi cei din Larga, pe o lungime de 26 de metri, care am turnat cele două pile, sunt destul de mari, iar urmează, după sărbătorile de anul nou, să montăm acele șase glinzi care ele deja sunt transportate podul de la Gheorghe Timaru, care se află în zona părculețului de agrement, s-au montat acele tubulaturi din beton, sunt și cele două capete de pod care vor fi montate în primăvara anului 2020 și sper ca la sfârșitul anului 2020 acest drum să fie asfaltat. De ce vă spun sfârșitul anului 2020 sau toamna anului 2020? Pentru că lungimea acestui drum este de 3,4 km, are în componență așa două poduri, unul este foarte mare, dar avem 600 de metri liniari de gabion. Ori 600 de metri liniari de gabioane nu se fac chiar așa de ușor, deja au început escavările, au adus un tir de plasă și de fier beton, se lucrează, se sudează, se construiesc și apoi ele vor fi puse în manopere și umplute cu piatră. Ori la ora actuală, firmele constructoare, datorită intemperiilor, dar în iarna asta cred că ne permite iarna ca să putem lucrați, să facem lucrați. gardioane, vom lucra în flux continuu. Fac apel la toți cei care sunt din zonă, Larga, Cucuieț, Dofteana, toți, să vină la Larga, acolo unde există șantierul acesta care este destul de mare și toată iarna cei care nu au bănuți în casă și vor să câștige un ban, îi vor angaja în baza unui contract de muncă, vor construi gabioane, cel care știe să sudeze să vină acolo, cel care știe sau vrea să practice muncă necalificată să vină acolo, Știi cel care să arăt. pricepe să lucreze pe un utilaj să vină acolo. Acestea sunt locurile de muncă viabile și care îți asigură ziua de mâine. Așa este. Noi mi am pregătit și alte subiecte, nu nu reușim să acoperim emisiunea asta, dar vreau pe final de emisiune, că e pe final de emisiune din păcate, vreau să vorbim despre, am zis că e luna decembrie, așa am început emisiunea luna cadourilor, luna în care suntem mai buni. Noi astăzi am fost la școala Scarlat Longhin din Dovteana. Am prins doamnele primiseră pachetele pe care primăria și consiliul local au, au votat bugetul și au fost achiziționate o serie de dulciuri. Am avem imagini, dar nu numai ei. Mai avem o acțiune umanitară demarată de doftenenii plecați în Italia. Mai avem și o altă acțiune umanitară demarată de ani buni de o familie de nemți. Da, da. Haideți dăm drumul la imagini. Avem imagini cu acele pachete pe care primăria le-a pus la dispoziția copiilor. Sunt deja la școală cele mai multe. Na, treaba merge pe ritm pe foc automat, ca să da. zicem așa. Am făcut și noi inventarul consistent coletul. Doamnă, ce se întâmplă? În baza unei hotărâri a consiliului local în fiecare an, deci în fiecare an, am luat Pachetele pentru fiecare copil școlar și preșcolar de la toate școlile cu personalitate juridică din localitatea noastră. Anul acesta s-au aprobat 35.000 de lei, adică 350 de milioane, dar avem de făcut 1.800 de pachete. Și am făcut inventarul, să știți. Da. Uitați, ciocolată, nu-i mai dăm denumire. Nu zicem da. croasante, două tipuri Ciocolat, de napolitane, da. mai zic eu că da. m-am uitat. Da. Am fost ele acolo, ele deci... sunt consistente. Da. Le-am pregătit și au venit moșu pentru copiii noștri, atât de la grădinița cu program prelungit, cât și la grădinițele, toate din localitatea noastră. Dar moșul anul acesta a venit destul de încărcat, pentru că la grădinița cu program prelungit, cu aprobarea Consiliului Local, le-am cumpărat jucării de 10.000 de lei și le-am dat de moș Nicolae pe data de 6 decembrie de 100 de milioane în bani vechi, inclusiv la școala cu personalitate juridică din satul Cucuiesc, tot de 10.000 de lei, dar acolo am luat cu vreo două luni în urmă, și la școala din satul Hăgheac, în luna lui septembrie, la fel tot de 10.000 de lei. Deci, la toți am dat jucării cu aprobarea Consiliului Local. Mai departe, facem 1000, am făcut 1.800 de pachete în valoare de 35.000 de lei, așa, va primi fiecare copil. Dar în afara faptului că va primi fiecare copil câte un pachetel, noi ne-am pregătit la instituția noastră, pentru că în calitate de gazdă avem musafiri, cum s-ar spune. Avem Chiar colindători. Aveți. Mâine, începând cu orele 10, suntem informați, vine corul bisericesc format din juniori și seniori de la biserica din satul Larga. De fiecare dată, o vrei 25-30, vine câte două microbuze trebuie să i primim. Ne-am pregătit cu fructe, ne-am pregătit cu pachetele, ne-am pregătit cu covrigi, ne-am pregătit cu colaci. Mesele sunt pline și bogate și așteptăm. Mâine la ora uh, 15 vine ceilalți uh, de la ansamblu Bobocei din Dofteana, conduși de doamna Petronela Radu, care are juniori, seniori și dumnea ei nu pot să vă spun numărul, dar sunt destui de mulți. La fel suntem pregătiți tot zilele acestea, dacă nu cel târziu, luni, vin cei de la oastea Domnului, conduși de un băiat care și conduce la, Ostea, la oastea Domnului, numit Costel Maftei, în fiecare an, 25-30, au venit și uh, ei. Vă spuneam mai înainte, pe data de 19-20 vine Corala Bărbătească de uh, corinde de la Constanța, trebuie să le Dai și lor un pachetel, fiecare dintre ei sunt preoți care merg acasă, au și ei copiii lor și în calitate de gază să plece și să îndulcească cu ceva de aici din localitatea noastră. Cu privire la acele pachete aduse de cei din Germania, este o fundație în Germania numită Christim. M-am împretenit cu ei în urmă cu 11 ani, deci anul acesta a fost al 11-lea an care vine la noi în localitate. Am o relație destul de bună cu dumnealor, probabil și prin felul meu de a mă comporta, prin seriozitatea mea. Ține foarte mult la noi, la familia noastră, la primărie și, și la, la toți consilierii, <laughs> da? Să cunoaște cu consilierii mei, cu toți. A venit, a mers ușă de ușă, a distribuit 140 de pachete la persoanele cu venitul minim garantat, adică cei care sunt. Cu dezabilități, cu pensie de gradul 1, netransportabil, le-a dat câte un pachet în valoare de 50 de euro la fiecare. Deci, pachet cu produse alimentare, să vă spun. Le-a pozat pe fiecare dintre ei, a venit și am discutat toate situațiile la Unitatea Administrativ Teritorială și mi-a spus, mi-a lăsat bani, nici n-am avut timp să-i studiez bine pe toți, dar mi-a lăsat uh, într-o țiplă cererea. Completată de dumnealor cu nume, cu prenume, cu datele personale a respectivului, care are o boală și trebuie tratată. Mi-a lăsat să-i duc la medic, mi-a lăsat să-i duc la ecograf, mi-a lăsat să-i duc la azil. Am o persoană care trebuie să o duc la azil, mi-a lăsat bani. M-am interesat deja la un azil privat și trebuie să l duc neapărat, cel trezut săptămâna viitoare. Deci -a și mi-a lăsat de îndeplinit. La 12 persoane din localitate să duc câte două căruțe de lemne la fiecare, în valoare de 800 de lei. Da, inclusiv în seara asta am dus a cincea, al cincilea transport. De lemne. De lemne. Tăiate, crăpate, deci tăiate retezături, crăpate și dus la fiecare persoane care sunt nedeplasabile, persoane care stau în pat, vai de capul să te cap un fric. Da, sigur că da. Deci, le-am mulțumit, a plecat aseară. Mulțumindu-le și le-am le spus în felul următor, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați ajutat cetățenii din localitatea pe care eu o conduc. Vremelnic, dar o conduc. Vă mulțumesc pentru faptul, pentru toate dare, darurile pe care le-ați adus, pentru banii care i-ați lăsat, în afară de faptul că a lăsat bani peste totul pe unefos, care au văzut când situații dificile sunt, le lăsă bani. Anul trecut a lăsat bani la cineva să-și cumpere un cal. Omul a venit și a zis, doamne, mi -a murit calul. Era singura sursă mea de trai. În situația asta am pus doi consilieri sus și au căutat un cal, i l-au cumpărat, i l-au dus omului și acum nemții au vrut să vină să vadă calo și o făcut poză cu el lor, de acolo au colectat sume de bani de la firma respectivă, au venit cu bani și ei trebuie să dea explicațiile respective unde au ajuns sumele de bani, sub ce formă și la ce ajută. Spuneți dumneavoastră că v transmis doamna directoare de la școala Scala Logică că cineva au mai ajutat cu niște pachete acolo. Da, știu și eu, am fost informat telefonul de către doamna directoare, m-a invitat și pe mine dacă vreau să particip două, noi la distribuirea lor. Nu am avut timp să particip Așa, am delegat-o pe doamna viceprimar care de fiecare dată mi-este alături și dumnea ei se duce. Am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință ca să fie bine. Activitățile noastre până de anul nou sunt de la o zi la alta din ce în ce mai aglomerate. Ați văzut, sâmbătă am avut un program, luni avem ședința Consiliul Local, mâine avem colindători, poimine avem colindători. Tot apoi, e pe, pe ore. luni avem ședința, iarăși a Consiliul Local, începând cu uh, duminică după amiază, duminică, dacă zic bine, în data de 21, nu știu, da, cred că dacă cred zic că bine, da. pleacă la Botoșani, ceata urșilor din satul Dofteana. Uh, săptămâna da, pe 21 pleacă, Săptămâna da. viitoare pleacă în celelalte localități. Deci este un adevărat tranzit. Asta vă spuneam că în ședințele consiliului Local s-a aprobat, inclusiv transportul cu autocare, cu microbuze, în diferite localități unde mergem să promovăm dateni și obiceiuri de anul nou din localitatea noastră. Două mesaje mai am. Doamna director este cu ochii pe noi. Dacă am fost la dumneai la școală, trebuie să vadă despre ce vorbim. Pe scurt, doamna director, doamna Nicoleta Eremia, pentru copii Crăciunul e magic, zice dumnea ei. Încă se bucură de lucruri simple. Celor ce s-au gândit să ofere mici daruri, le mulțumim și le dorim în mici sănătate și sărbători frumoase. Foarte frumos mesajul doamna adevăr. directoare. Mulțumim, doamna Nicoleta. Viorel Cojocaru, eu sunt mutat recent în Dofteana, mai exact, sat larga. Nu se poate comenta nimic negativ la adresa acestui om. În primul rând și după aceea primarul comunei. Deci vedeți ce frumos mesajul. Întâi omul și după aceea primarul. Stimă și respect. Mulțumesc uh... foarte mult, domnul Cojocaru. Vă mulțumesc. Deci, domnule primar, mie îmi pare rău. Eu am zis, pregramez aici, am obsfor... scos imagini din arhivă, dar ce, cu cine să vorbesc? Nu se poate. Asta este timpul alocat. Doamna Elena Daniela, felicitări, mult succes pe viitor. Sunteți un primar deosebit. Da, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Știu că sunteți peste tot pe ceas. Dole am depășit, mă duc. Asta este. Aici, și noi, tot pe ceas. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc și eu foarte mult și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au intrat în direct sau care au trimis mesaje. Asta înseamnă că îi interesează Dofteana, îi interesează uitându-se la televizor, uitându-se pe rețelele de socializare și ei îmi dă curaj, putere să merg mai departe și vă mulțumesc pentru asta. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi de luni până vineri de la ora 17 sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!